pereche pe care o ai într-un scaun de cinematograf, mă rog, acum sunt chiar confortabile, așa, e diferită de cea pe care o ai în fața operatorului. Să o luăm pe de altă parte, să fii serios, dacă ești cu familia la cinematograful, la cinematograf, te duci două persoane, te cem doar tu cu soția, fără 1,5 milioane. Înseamnă costuri, înseamnă costuri, dar asta nu înseamnă că... 1,5 milioane nu scapi. Da, dar odată la 6 luni îți poți permite chestiunea asta pentru tine și familia ta? Bineînțeles, Doamne ferește, nu e asta problema. Nu, nu, asta vreau să spun doar că... Ce film ai văzut când ai fost la cinema ultima dată? Sincer, ăla cu pinguinii, că am fost și cu fetița mea. Am înțeles, da. Super, da. Unul cu niște pinguini. Cu Madagascar, da. Așa, exact, da. Ăla a fost cineva care l-am văzut ultima dată. Și eu tot ăla l-am văzut ultima. Da. E simpatic să știi că... Da, e ok, e ok. Bine, da, mulțumim pentru telefon. Salut, salut. Da, a fost o emisiune interesantă, zic, astăzi. Cam atât, da, de la noi. E suficient. Eu m-am răcorit. Te-ai răcorit, da? Total. Da, bine, dragilor, ne întoarcem și luni de la ora 11. În casă, ca să știți, da? De ce vin în casă? Deci da. Am înțeles. Serios? Săptămâna viitoare încercăm tot așa, la fel ca și în această săptămână, să vă aducem invitați. Uite, ieri l-am avut pe Marcian Petrescu de la Trenul de Noapte, am vorbit despre istoria muzicii, blues, rock and roll, muzicuțe și așa. Ieri mai departe. Vom vorbi cu o doamnă... Stai, l-am avut pe Ivan Pațaiche să ne rugăm și noi cu treaba asta. Da, așa. Și miercurea viitoare va veni o doamnă foarte frumoasă. Care a fost un etalon de frumusețe de-a lungul vieții și rămâne în continuare. Am văzut-o în urmă cu 2-3 seri și m-a copleșit frumusețea și distincția ei. E vorba de Anastasia Lazariu, cum vreau la miercuri. Da, da. Și vă mai pregătim, încercăm să mai pregătim surprize mari. Corect. Aici. Toate bune, Corina Chiriac, pe final. Da, tuturor. La fel și... La mulți ani celor născuți, de curând sau mai demult, care se adresează ceva. Ce-i de șlagăr de pe vreme. Toate bune, numai bine. Tot.